Și-au crescut copiii, i-au văzut mari și au crezut că vor avea parte de o bătrânețe liniștită. Însă acum se văd nevoiți să lupte și să muncească din greu pentru a le întinde o mână de ajutor. Lipsa locurilor de muncă și a oportunităților din țară i-a făcut pe mulți tineri să plece în străinătate, însă nici acolo norocul nu le-a prea surâs. Așa că cei mai mulți s-au întors acasă fără nicio speranță, iar acum părinții se plâng că nu mai pot face față sărăciei și problemelor, iar din pensiile foarte mici trebuie să susțină și copiii și nepoții. Tineri care au fost plecați în străinătate, au venit acasă, că nici acolo nu mai e de lucru, da. Și îi mai ajutăm și pe ei, cu pensia care avem. Nu avem, nu. Au promis că le creează noi locuri de muncă, să vină tineretul din străinătate, că le creăm noi locuri de muncă. Ne uităm la televizor cum îi arestează. Această mamă și bunică totodată spune că din puținul ei încearcă să-i ajute pe copii, dar se plânge că nici pensiile și nici alocațiile nepoților nu sunt suficiente pentru un trai decent. Nu vă gândiți dumneavoastră că pensiile sunt mici. Noi suntem bunici. Avem tratament să cumpărăm probleme cu inima. Nu avem de unde. Mai avem și o bucată de pământ să munce și pe aia. Dacă s-ar mări pensii astea, și pensiile și alocațiile, am merge, am fi sprijiniți de stat, dar așa nu. Vă dați seama, și nepoții și copiii, noi e foarte greu, foarte greu. Am apucat pe timpul lui Ceaușescu, dar am avut servici și pensia care o avem o tocăm cu ei. Peste 100.000 de români pleacă anual din țară cu gândul că peste hotare vor avea parte de o viață mai bună, fără lipsuri și datorii, cu un trai liniștit. Principalul motiv pentru care își aleg să-și încerce norocul printre străini, pe alte meleaguri, îl reprezintă veniturile. Potrivit statisticilor, cei mai mulți aleg Spania și Italia, iar domeniile în care ajung să lucreze cel mai des sunt construcțiile și menajul. Peste 23.000 de dâmbovițeni au luat calea străinătății potrivit recensământului, dar și peste 7.000 de prahoveni și 6.000 de argeșeni.